Bună dimineața, Fabian, bună dimineața, dragi prieteni. În această ocazie, rotul este Dana Dobrea. Îți mulțumesc, Dana, că ești prezentă și că ai rămas să mai vorbim și despre altceva. Acum vreau să vorbim despre creativitate și despre jurnalism. Știu că tu cochetezi cu lucrurile astea două. Așa, printre alte activități pe care le desfășor. Știu că ți-ai găsit într-un fel liniștea în poezie. Când ai scris prima poezie? Cred că aveam vreo 14 ani și am fost foarte fericită că au fost publicate într-o revistă literară de pe vremea aia trei poezii. Cum de le-ai scris? Unele foarte triste. Eram foarte supărată și scriam niște poezii atât de pesimiste că acum mă înfior. Cum putea mintea unui copil, că eram copil, să scrie așa ceva despre moarte, despre pietre, despre lucruri foarte sumbre. Totuși au fost apreciate pentru forța mesajului și au fost publicate. Am mai scris de atunci, dar nu atât de sumbre. Citești o poezie, că văd că ai aici o carticică. Să aleg eu una? Da. Să fie una legată de frustrările adolescenței mele? Dacă, da. Dacă ai despre asta, perfect. O să o traduc eu imediat. Aveam 17 ani când am scris poezia. Deci ai deja propria carte, nu? Da, am publicat o carte de poezie care cuprinde poeme scrise strict în perioada adolescenței. Foarte frumos. Să uit. În fiecare zi te iubeam la fel de mult, dar nu înțelegeai sau nu vroiai să înțelegi. Într-o noapte visam rugăciunea mea ajungând la cer, prin nori de speranțe, trezind îngerii să mă ocrotească, să mă adune din visul dulce al iubirii în care mă cufundasem. Și când m-am trezit, dragostea era departe, norii dispăruseră. Iar tu erai la căpătâiul meu un înger care mă învăța să uit. Mi-aduc aminte când am scris. Eram tristă pentru că eu n-am avut un prieten în perioada adolescenței. Cine să se bage pe vremea comuniștilor cu o tipă de culoare? Poate că ar fi vrut unii, dar nu îndrăzneau că vorbeau ceilalți. Ia uite mă, tocmai cu aia s-a găsit să iasă. Cum sunt adolescenții? Și le vedeam pe colegele mele cum ieșeau cu prietenii în oraș. E normal la adolescență să-ți dorești lucrul ăsta. 17-18 ani. Fetele ies, se îmbracă frumos, ies la un film, ies la o cofetărie undeva. Așa era atunci. Și eram foarte supărată pe chestia asta și începusem să scriu, să-mi imaginez iubirea. Efectiv, aceste poeme, că sunt majoritatea poeme de dragoste, sunt ca o anticipare a unei iubiri care va veni, pe care, care mocnea în mine, dar nu aveam cu cine. Nu aveam cu cine să împărtășesc. Toate fetele ieșeau, le vedeam stânga-dreapta, plimbându-se aranjate, n-aveam o rochie. La balul din clasa 12 a trebuit să mă împrumut ca să am cu ce să mă îmbrac. Să împrumut o ținută. Astea erau timpurile și situația mea de atunci. Dar cu toate astea am mers înainte. Ai trecut prin atâtea lucruri. Cum de te-ai ținut de școală? Păi nu mai aveam de ce să mă țin. De nevoie, îmi și plăcea, dar de nevoie. Când nu ai alternative, când nu te susține nimeni, trebuie să cauți tu să te susții prin ceva. Și m-am gândit că altă variantă n-am decât să intru la o facultate și să merg mai departe. Să știi că nu se gândesc mulți așa. N-am avut încotro. Nevoia te învață. Ce să faci ca să ieși la liman? Te-ai îndreptat și spre jurnalist. Cărui fapt se datorează acest lucru? Da, în principiu am lucrat vreo 14 ani ca inspector de specialitate. Când am terminat administrație publică la Facultatea de Litere, Universitatea București. Și în timpul ăsta am cunoscut redactorul șef al unui ziar bucureștean. Și acolo am făcut primii pași în jurnalism. Un an de zile am văzut cum se scrie un articol, cum... Deci, efectiv, un an de zile am lucrat voluntar
Am scris câteva articole, am mers pe teren, asta în afara orelor de program, pentru că eu aveam servicii. Și a început să-mi placă, numai că n-aveam unde, n-aveam ocazie și oricum aveam servicii, când să mai faci și asta. Deci a început ca un hobby. Ca un hobby. Oricum scriam poezie, mai scriam câte ceva, cât un devoțional, o povestioară. Și acum ai ajuns să conduci un site de jurnalism, nu? Cum se numește? În 2013 am rămas și eu și soțul meu fără servicii. De fapt, din 2012. Și tot căutam. CV-uri depuse peste tot, nici măcar vizualizate, peste 40 de ani, da, avem, amândoi. Nici măcar nu ne-au chemat la un interviu. Singurii care ne-au deschis ușa la momentul respectiv a fost portalul de știri, ziare.com. Și acolo am început să scriem, și eu și el. Ne-au învățat pas cu pas cum se fac știrile, cum se redactează corect, ce știri prind publicului român și așa mai departe. Am scris în jur de 600 de articole pentru ziare.com, bineînțeles că erau remunerate. Era jobul nostru. Și în timpul ăsta, pentru că eu mă botezasem și am început să am o relație mai strânsă cu Dumnezeu, am zis, dacă tot am învățat cum să scriem știri și să concepem un site și multe lucruri de care habar n-aveam până atunci, gândul a venit să deschid un site pe platforma WordPress, gratuită. Asta a fost primul gând, în care să scriu devoționale, gânduri de ale mele despre Dumnezeu, despre ce se întâmplă în lume, poezie, să le adun acolo. Să-L onorez cumva pe Dumnezeu. Să-L onorez pe Dumnezeu cu darurile cu care m-am înzestrat. Și să le pun pe toate în acel site. Un an mai târziu, în februarie, când în februarie anul viitor, se fac 6 ani de când există site-ul creștin-afirmativ. Mulțumesc! Am zis, hai să-l transferăm pe .com, direct, era liber. De ce am ales numele ăsta afirmativ? Sună bine, da? Dacă ne uităm în Dex, da, e pozitiv, e deschis. După, probabil că subconștientul meu a lucrat. După atâtea nu-uri și șuturi în viață, probabil că am vrut să fie ceva al meu care să fie afirmativ, să fie da din toată inima. Și acel da să fie în legătură cu Iisus Hristos. Motoul site-ului este Iisus Hristos este răspunsul. Pentru că Iisus este răspunsul oricărei probleme pe care o întâmpinăm în viață. Și ca adolescent, dar și ca oameni maturi. Am început să scriem știri creștine. Preluam știrile cele mai importante din presa internațională, le traduceam, le ajustam puțin și le adaptam publicului român. Timp de 2 ani a fost unul din cele mai vizitate site-uri creștine din România. La un moment dat, pe topul site-urilor creștine era în frunte după creștin ortodox, Semnele Timpului, evident, site foarte bun, și alte site-uri de top. Dar asta a însemnat o muncă impresionantă în sensul respectiv. Să-l facem să crească, să fie citit și să aducem știri bune. Știri care să vorbească despre Isus, nu neapărat din biserica din care fac parte, ci știri care să spună ce face omul, indiferent de biserica unde este și cum se manifestă în raport cu Mântuitorul nostru. Și a mers. Și merge și în ziua de astăzi. E adevărat că avem puțin timp, mai ales că am făcut acest lucru voluntar și totul este făcut de noi de la A la Z. Felicitări pentru tot ce ai făcut și Dumnezeu să fie lăudat pentru tot ce ne-ai spus. Dacă mai vreau la sfârșit încă un mesaj pentru adolescenții care ne-au urmărit? Da, că tot am vorbit despre Dumnezeu. Oriunde vor pleca
în viața asta să nu uite să-L ia pe Dumnezeu cu ei. Numai așa putem să fim biruitori. În orice decizie, de fapt, cea mai importantă decizie a vieții care e? Să-mi realizez familia, să-mi iau mașină, casă? Nu. Să am o relație cu El, pentru că numai cu El ne vom petrece veșnicia. Îți mulțumim frumos pentru tot ce ne-ai spus și de această dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această ocazie. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. La revedere!